Durerile de spate afectează o mare parte dintre oameni, fie că este vorba de o durere ce a survenită după ce ați supraîncărcat spatele sau de o afecțiune cronică. Cu toate acestea, nu este nevoie să apelați imediat la antialgice. Există anumite remedii naturale care pot ajuta la ameliorarea durerii și disconfortului. Înainte de a le folosi, este necesar să discutați cu un medic specialist pentru a afla dacă sunt sigure și adecvate pentru dumneavoastră. Yoga. Într-un studiu britanic publicat într-o revistă de specialitate, pacienții care sufereau de dureri lombare și au mers la yoga o dată pe săptămână au observat îmbunătățiri considerabile, comparativ cu cei care au avut parte de îngrijire convențională. Întinderi. Același studiu a descoperit că dacă vă întindeți mușchii, puteți avea rezultate la fel de bune ca la yoga. Cei care făceau o oră de întinderi realizau 15 exerciții care antrenau grupurile musculare majore. Masaj. Bucurați-vă de un masaj relaxant. Persoanele care suferă de dureri de spate și au fost la masaj săptămânal au raportat ameliorarea durerii după 10 săptămâni decât cei care au optat pentru metodele convenționale, potrivit unui alt studiu. Acupunctura. Chiar dacă ideea de a avea acei inserate în piele vă dă fiori, încercați să vă păstrați mintea deschisă, deoarece acupunctura poate fi cheia în ameliorarea durerilor de spate. Terapia vorbirii. Dacă vorbiți despre durerile de spate cu un terapeut, v-ar putea aduce o anumită ușurare. Într-un studiu efectuat în Marea Britanie, pacienții care sufereau de dureri de spate și participau la ședințe de 90 de minute de terapie cognitiv-comportamentală, timp de 6 săptămâni, au raportat o ameliorare a durerii în timpul tratamentului. Terapia fizică. Demararea terapiei fizice la 2 săptămâni după ce durerea de spate a debutat a fost asociată cu o nevoie redusă de îngrijiri medicale ulterioare, potrivit unui studiu publicat în revista Spine. Reducerea stresului. Încercați să vă mențineți calmul, deoarece acest lucru este bun atât pentru spatele cât și pentru sănătatea dumneavoastră mentală. Meditație. Mai multe studii științifice au dovedit faptul că meditația reduce durerea cronică de spate. Cercetătorii de la Universitatea Duke au descoperit că persoanele care suferă de dureri de spate au observat o reducere semnificativă a disconfortului după practicarea meditației. Rădăcina de tătăneasă. Persoanele care au folosit un unghent care conține acest extract pe bază de plante pentru 5 zile au redus intensitatea durerilor de spate cu 95% potrivit unui studiu. În comparație, un grup căruia i-au fost administrate pastile placebo au raportat o reducere a intensității durerii de 38%. Nu folosiți unghentele mai mult de 10 zile, deoarece acestea pot deveni toxice. Terapia acvatică. Terapia acvatică este în esență terapie fizică într-o piscină. În loc să folosească greutăți pentru rezistență, pacienții folosesc rezistența apei. Studiile arată că terapia acvatică poate ajuta la ameliorarea durerilor lombare. Un studiu din 2013 a arătat că adulții sedentari care au făcut terapia acvatică timp de 2 luni au observat o reducere a durerii și o creștere a calității vieții. Pilates. Când experimentați dureri de spate, poate fi tentant să renunțați la activitatea fizică, dar este esențial să vă mențineți activ, iar exercițiile Pilates sunt o foarte bună opțiune, relatează medlife.ro.